Cu informație de ultimă oră, explozie s-a produs într-un bloc din județul Iași. Un copil de 2 ani a fost rănit. În total au fost evacuați 15 locatari, dintre care și 5 copii. Corespondentul nostru, Gabi Vlad, în acest moment, în legătură telefonică directă cu mai multe informații. Gabi, te ascultăm. Ce ai reușit să afli? Bun găsit! Explozia a fost destul de puternică. Etajul 4 a unui apartament unui bloc din Hârlău, se pare că o butelie defectă. Dar acest lucru se va clarifica abia după ce aici se va termina ancheta începută de către pompieri, de către ISU. Într-adevăr, din fericire, această explozie de la butelie nu a fost urmată de incendiu. Din acest moment, acesta ar putea fi cauza acestor spărturi care se observă. 10 adulți și 5 copii s-au avut evacuat. Doar un singur copil în vârstă de 2 ani a ajuns la spital împreună cu părinții. Primește acum asistență medicală. Se știe care este starea acestui copil, Gabi? Te rog. Se știe care este starea acestui copil rănit care a ajuns, care a fost transportat, iată, la spital? Momentan nu avem informații de acolo. Știm doar că a ajuns cu mașina părinților. Nu a mai așteptat sosirea salvării. Deja în momentul când au venit salvările aici, la locul unde a explodat, familia cu copilul deja erau la spital. O să revenim oricum cu date legate și de starea de sănătate a acestui copil și de terminarea anchetei, la finalizarea anchetei aici, la etajul 4. E posibil, așa cum spuneam, având în vedere că butelia a crăpat, e posibil să fie vorba de o defecțiune la butelie.